clip, astăzi vom vorbi despre un lucru care circulă pe TikTok-ul ăsta de când s-a inventat TikTok-ul și rămâne în continuare, dar vreau să vă demonstrez că nu există acest lucru și pentru asta am nevoie de cât mai multe distribuiri, cât mai multe repostări, cât mai multe duete cu acest videoclip, să afle cât mai multă lume ce se întâmplă cu aceste rapoarte plătite, dacă există, dacă se pot închide conturi, rapoarte pe bani și toate cele. Sunt două aspecte prin care vă voi demonstra că nu există raport plătit ca să închidă un cont. În primul și în primul rând, TikTok-ul este imposibil să ia bani de la cineva pentru a închide un cont de TikTok care produce non-stop bani. Adică nu există sumă pe care să o primească TikTok-ul pentru a închide un cont producător de bani. Ăsta e primul aspect, e cel mai important și cel mai logic. Al doilea lucru este chestia că, nu știu, mulți zic că află IP-urile celor care dau rapoarte sau că are vreo pilă la TikTok și acel manager ceva de la TikTok sau cel care lucrează la TikTok le dă informația despre IP, despre lucrație, tot la iurea, pentru că în momentul în care ești angajat oriunde, nu numai la TikTok, semnezi un protocol acolo de confidențialitate și e caz penal, poți să faci pușcărie pentru ce? Pentru că ai tu un prieten care trebuie să-l ajut să-i dai un IP sau locație sau nu știu, să zicem că lucrezi tu la TikTok și că te dai că ai cunoaște și ai putea să dai IP-uri și locații. La o prostie, pentru $5, $10, eu știu, 30 de euro pe lună sau cumva să dai așa ceva. Nu există așa ceva. Deci nu se poate lua bani pentru a închide un cont, cel puțin nu pe bani. Iar mai departe, acele rapoarte care se dau. Hai să vă spun și care treabă și cu cele rapoarte care se dau, că se dau mai multe, nu știu. Se spune că dacă se dă 100 de rapoarte, 1000 de rapoarte, afectează contul respectiv. Nu este adevărat. Se pot da 1 milion de rapoarte în același timp de la 1 milion de conturi. Aceste rapoarte sunt duse într-o cameră a TikTok-ului, o să spun pe înțelesul tuturor, se duc într-o cameră a TikTok-ului, acolo niște roboței vin și cercetează acel live al tău, pentru că ei știți, într-o milisecundă poate să vadă o oră de live și au memoria foarte dezvoltată. Și dacă nu încălcați regulile TikTok, nu există niciun avertisment, nicio restricție asupra contului tău. Iar acel 1 milion de conturi care au dat acel raport, 1 milion de rapoarte care au venit în acea cameră a TikTok-ului, dacă s-a detectat că tu nu încalci regulile TikTok-ului, acele rapoarte vor fi șterse automat toate. Deci și prin asta vă demonstrez că, de fapt, nu există om să afle cine a dat raportul, IP-ul și locația, pentru că rapoartele nefondate sunt șterse automat din baza de date a TikTok-ului, imediat când se sesizează că nu s-a încălcat regulile TikTok-ului. Dacă un raport va fi valabil, cu siguranță vei primi un avertisment și o restricție pe cont prin închiderea contului de la 3 zile, de la 24 de ore până la 7 zile. Deci sunt lucruri logice, așa că încercați să învățați că dacă respectați regulile TikTok-ului și faceți un TikTok curat, fără încălcări de reguli, nu există om pe TikTok-ul ăsta să vă închidă contul. Nici pentru bani și mai ales niciodată nu veți găsi un om care să vă spună cineva dar rapoartele. Nu IP-ul, nu locați-ul, nimic. Deci excludeți aceste povești după TikTok și ascultați ce spun eu și distribuiți acest videoclip către toți oameni să afle cât mai mult. Să nu mai fie panică asta, vine un level 30 la mine, eu level 10 și zice, îți închid contul că nu știu ce nu faci. Nu există așa ceva, da? Aveți grijă de conturile voastre, respectați regulile TikTok-ului și dacă aveți mai multe întrebări aici, în acest videoclip puteți spune pentru că veți afla adevărul 100%, de la sursă sigură. O zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc tuturor!